watch me rain. V-am găsit la un nou episod din Titanii. De fapt, nu e un episod. Nu o să fie ceva extrem și... Ok, avem un update, da? Ne-am adaptat serverul, o să vedeți și chestia asta. Ideea e următoarea. Avem niște mici update-uri, un nou snapshot și acest nou snapshot adaugă el niște mici chestiuțe foarte, foarte tari. Cum ar fi? Adică, hei, nu, despre ce vorbești? Cum ar fi Armor Stand? Armor Stand-ul care, dacă avem noi armura, cei care ați mai jucat moduri, probabil știți că există un mod care vă introduce o chestie asemănătoare. Ghiciți ce, putem să ne punem armura pe ea și pur și simplu priviți cât de tare arată, adică arată foarte, foarte tare, mai tare ca în acel mod care vă adaugă armuri. Putem să trecem prin ea și mai mult de atât putem, adică armor stand-ul ăsta are, e ca Nicovala, cade, are gravitație, înțelegeți? Asta îmi place foarte, foarte mult la ea. Hai să mă culc și mă întorc imediat. De fapt, cred că puteți să rămâneți și voi în timpul în care mă duc să mă culc. Este un nou snapshot și update-ul ăsta chiar îmi place, sincer să fiu. Hai mă sprintează. Update-ul ăsta chiar îmi place, sincer să fiu. Deși mai sunt nevoie de o grămadă de... Ok, cum ar fi chestia asta? Chestia asta n-ar trebui să fie normală. Ok. Nu știu de ce în zona asta casei mele, pentru că au fost raportate niște chestii la... Am FPS-urile extrem de mici, dar numai în zona casei mele. Deci dacă plec de aici, de la casă, FPS-urile mele revin la normal, dar când sunt aici, se întâmplă ceva, înțelegeți? E acel... Pac, e acel ceva și îmi scade foarte tare, de aceea vreau să mă îndepărtez... cât mai mult și după cum vedeți sunt și pe fest pentru a-mi merge cât mai bine, dar nu știu ce se întâmplă, de-abia aștept să iasă o versiune oficială. Oricum, cea mai tare versiune până acum mi se pare 1.74, bine, 1.710, hai să zicem așa, cea mai tare versiune. Bun. Dar no name, să zicem așa, ok, no name și ok, e foarte tare update-ul ăsta, îl ador, dar... pentru atâta a trebuit să faci un episod întreg, nu mai pentru atâta, adică un episod, o prezentare. Nu, mai este ceva, în afară de chestia asta foarte awesome, mai este ceva ce sunt sigur că vă va da pe spate. Avem acest crafting foarte, foarte tare și să zicem, mereu v-ați întrebat, ok, vreau să fac o ușă, da, dar... vreau să-i pun o ușă la casa mea, zice. Hai să luăm în altă ordine de idei. Am o casă super, super tare, dar ușa asta strică pur și simplu totul. Just watch. Pam, 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 pam. Adaugă noi uși care diferă de materialul din care este făcută. Înțelegeți? Cum ar fi? Ușă de dark wood. Pur și simplu priviți cât de epic arată. Avem și ușă de... Haide mă, dă-mi lemn. Avem și ușă de bărciud. În principiu, aoleu, am mai căzut odată aici. În principiu, avem uși din fiecare material, să zicem așa. Bun, avem ușa obișnuită, bineînțeles, pe care toată lumea o știe, dar n-are rost să o fac. Uite, ușa asta are un fel de mică perdea, așa, deci vă oferă posibilități, lume, vă oferă posibilități. Nu știu dacă din stone nu merge... Dar, cred că din cobblestone s-a făcut o ușă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu sunt sigur de chestia asta. Deci nu sunt sigur că s-a făcut din cobblestone o ușă. Da, nu. Putem să jur că am văzut ceva. Din cobblestone. Astea sunt ușile din dark și bărci. Este și din acace, mi se pare, cam din toate... Hai să vedem sprusul, ce zice. Bun, nu vreau să vă țin mult deoarece și eu am treaba mea, dar totuși am ținut să vă zic chestia asta, că update-ul ăsta e chiar foarte, foarte tare pentru că adaugă chestii noi în Minecraft și sunt foarte folositoare. Ăsta e sprusul care arată ceva, deci chiar îmi place sprusul. Mă sincer să fiu acacia. Oare am lemn de acacia pe undeva? Probabil că am. Așa că hai să vedem ce facem.
Am lăsat toate treburile aici neterminate, vai, 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 am... Nu știu, de abia aștept să apară versiunea oficială, fraților, de Minecraft, deci probabil că și probabil eu o aștept cel mai mult dintre toți. Ar trebui să vă generați clădiri idiote ce sunteți voi. Ok, nu vreți, nu? Ok, s-a generat. Bun. Tu arăți ciudat. Ok, hai să vedem. Avem noi pe aici acacia. Te rog frumos, ăsta e sprus. Nu-mi zic că n-avem acacia. Deci te rog să nu-mi zici că n-avem. Ok, uite că avem aici un acacia. Ce lemne mai sunt? Acacia. Ok, asta de la acacia arată extrem de drăguț. Ok, aparent este alt bug, după cum vedeți. Când spargeți What the fuck? Când spargeți o ușă de asta de acace, să zicem, care aparent nu se vede. Da, buguri peste buguri, cred că nu trebuie să vă arăt asta. Ok, mai este și alt tip de lemn și eu nu știu. Nu cred. Sau poate că mai este. Poate că mai este, cine știe. Ah, jungle, dar nici nu știu dacă am jungle wood. Nu, n-am jungle wood. Bun. Lumea, eu am fost un. Sper că v-a plăcut acest episod foarte scurtus. Că v-am povestit eu chestii, trestii. Ok, sper că înțelegeți. Bun. Lumea, eu am fost un. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Unde n-ai, băi, cărnița aia să mănânc? Nu uitați să apăsați butonul de like ca pe episodul următor din Titanii să apară cât mai recent și mai înțelegeți voi ce vreau să zic. Bun, ce-mi place locul ăsta? Nu știu, mă simt așa, în siguranță, mă simt ca și cum nimeni nu m-ar găsi. Înțelegeți voi. Lume, eu am fost NoName. Bye, bye!